Fie Dumnezeul nostru, mărire ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirit al adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Histeria bunătăților și dătătorul de viață, vino și te așează cu noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de celor. Că Tăi-ți împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Veniți să ne închinăm și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, Dumnezeul nostru, ceea ce cu puterea Ta L-ai făcut pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc, cu înțelepciunea Ta chirmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze, să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument al Marelui Făuritor de Țară Iuliu Maniu, care s-a ridicat într-o pomenire a Lui, Cel care a fost Fiul neamului nostru, rânduit de Tine să fie îndrumător. Rugăm-ne Ție, scrie numele Lui în cartea aleșilor Tăi. Și precum în vremea veche ai poruncit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument înspre pomenirea veșnică a alesului Tău Iuliu Maniu și a faptelor Lui vrednice de urmat. Iar poporului nostru, ajută-i ca sub prunia Ta necontenit să propășească spre calea binelui, mărindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvântează și se sfințește acest monument ridicat în cinstea Marelui Făuritor de Țară Iuliu Maniu, cu darul preasfântului și bunul de viață Sfântului Tău Spirit, prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Se binecuvintează și se sfințește acest monument ridicat în cinstea Marelui Făuritor de Țară Iuliu Maniu, cu darul preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Spirit, prin stropirea cu apa aceasta sfințită, în numele Tatălui, Amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument ridicat în cinstea Marelui Făuritor de Țară Iuliu Maniu, cu darul preasfântului și de viață Făcătorului Tău Spirit, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte. Cel ce pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire, patimile cele înfricoșătoare și crucea făcătoare de viață și îngroparea cea de bunăvoie cu trupul binevoit ale suferii. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să îndurească, să ne mântuiască un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-te și ne mântuiește pe noi. Amin. Urmează parastasul din partea Bisericii Ortodoxe. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miliește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletul. Se odihnesc, odihnește și sufletele robilor tăi, că singur ești fără de moarte, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu ești Dumnezeu care le te-ai pogorât la ea și ai dezlegat ca durerile celor ferecați, însuți în sufletele robilor tăi, le odihnește și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască sufletul de robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, cu mare mila ta, ne-am fi auzine și ne miluiește. Doamne, sufletului adormitului robului Dumnezeu Iuliu Maniu și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Miluiește! A Domnului Dumnezeu să așeze sufletul nedrept și s-o dignesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să cere Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care încălcat moartea și pe diavol ai surpat și-a drept viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Iuliu Maniu,
și odihnește-L, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală a săvârșit El cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Lui. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea, viața și odihna, supedra dormitul, cuvântul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, te mărinățăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L odihnească. Veșnica Lui o venire. L-am pomenit astăzi și pe toți înaintașii noștri, nouă să ne ajute să-i putem pomeni cu cinstea cu care li se cuvine. Amin. Dumnezeu să-L odihnească. În simbolistica universală, cifra 5 reprezintă omul. Iată-ne astăzi, 5 februarie 2017, stând în fața unui monument reprezentativ pentru România. Iuliu Maniu, născut la data de 8 ianuarie 1873 la Bădăcin, avea să ajungă personalitatea marcantă a României mari și unite. Toate eforturile lui s-au concentrat spre realizarea acelui vis al românilor de a fi uniți într-un stat unitar și indivizibil. Și a reușit alături de alte personalități să schimbe soarta românilor și a României prin contribuția adusă la Marea Unire din 1918. În cuvântarea pe care a ținut-o cu ocazia adunării naționale de la Alba Iulia, Maniu a spus: privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești. Și noi vom putea privi de astăzi înainte spre acest monument ca spre o sursă de inspirație în modelarea viitorului acestei generații. Cu permisiunea dumneavoastră, îl invit să ia cuvântul pe primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul Septimiu Cătălin Țurcaș. La Sfințită Părinte Stareț, onorate fețe bisericești, domnule secretar de stat Pugna, domnule europarlamentar Buda, domnule deputat Bode, onorată asistență. Iată că după 27 de ani, șimleoanii dau cezarului ce este al cezarului. În acest moment foarte emoționant pentru mine și pentru dumneavoastră, dorința șimleoanilor după Revoluție, respectiv de 27 de ani încoace, a fost
să îl vadă pe Iuliu Maniu apreciat la adevărata lui valoare. Și dacă sunt persoane care, din păcate, astăzi nu sunt aici și și-au vărsat de dimineață lacrimile peste noi, și m-aș referi aici la doctorul Pușcaș, care este prima persoană care și-a dorit foarte mult ca Iuliu Maniu să fie în orașul nostru și chiar a strâns material pentru ca acel bust pe care și l-a dorit să existe, dar cu siguranță fiind reprezentat aici de familie, de băiat, de nepoți, probabil că vede cu ochii sufletului acest eveniment și mulți, mulți alți oameni care au înțeles adevărata personalitate și adevărata valoare ale celui mai important român care s-a născut în orașul Șimleu, Silvania, Iuliu Maniu. Sigur, m-aș uita spre copilărie și am avut un avantaj că am trăit în satul lui Iuliu Maniu și bătrânii satului și tinerii care erau informați atunci mi-au insuflat acest spirit al lui Maniu. Și întotdeauna, mai ales colegii mei politici știu că am spus întotdeauna că sunt partea creștin-democrată din partidul pe care îl reprezint. A existat acei tineri care au avut curajul și înainte de Revoluție și văd, nu i-aș nominaliza, că poate aș uita pe cineva, îi văd aici, au depus coroane de flori și flori în februarie la casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, cu toate repercursiunile care au fost în acea vreme. Oameni care au făcut un imn al lui Iuliu Maniu, pe care sigur o să-l auzim astăzi. Oameni care s-au implicat în ultimii ani, și aș vorbi aici despre Părintele Bors, pentru salvarea casei Iuliu Maniu și pentru a-l pune pe Iuliu Maniu acolo la locul lor, la locul lui, în istorie. Și în istoria locală în special, pentru că despre asta discutăm. În același timp, un om deosebit pe care l-am cunoscut în urmă cu nu foarte mulți ani a dat Șimleului un monument în Parcul Central, respectiv statuia lui Corneliu Coposu. Apoi a venit cu o idee. Această idee pe care fiecare dintre dumneavoastră puteți să o vedeți aici. Nu cu ideea unui bust, ci cu ideea unui memorial dedicat lui Iuliu Maniu. Și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că a făcut acest dar de seamă orașului Șimleu domnului Mihoc de la Sibiu și mă bucur că este alături de noi și de fapt nici nu avea cum să lipsească și îl asigur de toată recunoștința mea și a noastră pentru acest frumos monument. Sigur, din păcate este iarnă și nu putem să vedem acest memorial în adevărata lui splendoare, dar cu siguranță de la primăvară încolo, când ne vom permite să-l umplem și de apă, pentru că puteam risca ca temperaturile joase să ne facă anumite probleme, îl vom admira în adevărata lui splendoare. Eu mă bucur foarte mult că astăzi aici suntem oameni, dacă vreți, din punct de vedere politic, din toate categoriile și să nu uităm că Iuliu Maniu a spus la un moment dat că în politică putem să fim adversar, dar niciodată dușman și eu cred că asta astăzi se adeverește. Mă bucur că văd mulți oameni care și-au dat tot sufletul pentru ca această idee a lui Iuliu Maniu și acest spirit patriotic al lui să fie viu și încă o dată m-aș feri să fac foarte multe nominalizări pentru că sigur aș uita pe multe persoane care au făcut multe lucruri. Îmi doresc ca în anul 2018 și probabil că a sesizat că harta României este harta României mari de acolo, eu îmi doresc ca în anul 2018, de ce nu, dorința personală ar fi să existe o Românie mare atunci, dar cel puțin pe plan local îmi doresc ca 2018 să însemne reabilitarea casei memoriale, adică finalizarea reabilitării casei memoriale a lui Iuliu Maniu. Vă mulțumesc din suflet tuturor care ați ales astăzi să fiți alături de noi aici și vă doresc toate cele bune. Mulțumim! Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale îl invit la microfon pe domnul secretar de stat, domnul Bugnea.
Preacuvioase Părinte Exarh al Arhiepiscopiei Vadului, Peleacului și Clujului, preacucernici părinți, domnule europarlamentar, domnule deputat, domnule suprefect, domnule primar, doamnelor și domnilor, dragi oameni buni, este o mare bucurie pentru mine să aduc salutul Ministerului Culturii și Identității Naționale, personal a domnului ministru Ionuț Vulpescu, care și-a dorit foarte mult să fie astăzi prezent aici, în acest loc de spiritualitate românească, la un moment istoric, aș spune eu, dar datorită faptului că în aceste zile se discută bugetul, a trebuit să rămână la București. M-a delegat pe mine să îl reprezint și să vă transmit în numele domniei sale și a Ministerului Culturii și Identității Naționale salutul la acest moment care, vă spuneam, este unul istoric. Astăzi, Iuliu Maniu se reîntoarce acasă. O personalitate plecată de aici, din acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, se întoarce în locul cel mai drag sufletului său, în locul pentru care sufletul său a vibrat și în mijlocul oamenilor din care s-a ridicat, dintre care s-a ridicat și unde, iată, astăzi primește cinstea cuvenită. Despre personalitatea marcantă a lui Iuliu Maniu vor vorbi astăzi specialiștii la colocviu ce va avea loc începând cu ora 13:30. Eu vreau doar să vă mărturisesc că sunt foarte fericit să văd poate cea mai frumoasă lucrare dedicată lui Iuliu Maniu, așezată aici la dumneavoastră, la șimleul Silvaniei. Și la București există o lucrare foarte frumoasă, dar eu spun că această lucrare a domnului Mihoc este cea mai reușită și o spun fără teama de a greși. Mă bucur să văd că Iuliu Maniu primește onoarea și recunoștința neamului pentru care s-a jertfit. Pentru că personalitatea marcantă a lui Iuliu Maniu este dată de jertfa pe care a avut-o, felul său de a fi, demnitatea cu care și-a asumat totul, se pot constitui în multe privințe într-un manual de minte, de suflet și simțire patriotică pentru orice politician care are conștiința responsabilității față de neamul său. Întemnițarea lui Iuliu Maniu la Sighetul Marmației, în cea mai sinistră închisoare a României, locul de exterminare a clasei politice, culturale și a capilor din armata României, faptul că a fost condamnat la închisoare pe piață, felul în care după 6 ani de detenție s-a sfârșit în chinuri cumplite, îl plasează într-o aureolă de sfințenie. Și spunea părintele astăzi la slujba la care am avut bucuria să particip că poate se vor face demersuri pentru ca Iuliu Maniu să fie canonizat. Jertfa lui impresionează într-adevăr și impune. Inaugurarea monumentului, a memorialului Iuliu Maniu Făuritor de Țară, este nu doar un act de justiție istorică, un tribut de amintire, de respect, ci și unul de fundamentare a demersului de astăzi. Un demers patriotic în care generația noastră trebuie să fie conștientă de marile responsabilități care îi revin pentru păstrarea integrității și identității noastre naționale. Încă o dată, în această perioadă în care parcă neamul românesc este mai separat, mai despărțit ca oricând, Iuliu Maniu ne-a adunat împreună. Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, cei doi plămâni prin care respiră spiritualitatea neamului nostru românesc. Ne-au adunat aici politicieni din partide diferite, dar cu un simțământ unitar, acela că este momentul să ne unim forțele atunci când este vorba de interesul național și când este vorba să ne respectăm valorile neamului în care ne-am născut. Felicitări domnului primar pentru toate eforturile care ai făcut și pentru realizarea acestui monument extraordinar, pentru faptul că l-a readus pe Iuliu Maniu acasă între ai săi. Felicitări sculptorului, domnului Mihoc, care a realizat o lucrare de excepție, una monumentală, așa cum merită Iuliu Maniu. Felicitări dumneavoastră tuturor ce ați lăsat totul deoparte și ați venit să ne bucurăm împreună de acest moment care se va înscrie, sunt convins, cu litere de aur în istoria șimleului Silvaniei și a tuturor celor ce simt cu adevărat
românește. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și apreciem mult participarea dumneavoastră la acest eveniment. O singură problemă, vreau să vă spun că am aflat, eu sunt doar de 2 săptămâni la Ministerul Culturii și Identității Naționale, că există un proiect depus acolo pentru Casa Memorială de la Bădăcin. Mă leg în fața dumneavoastră să mă ocup personal de acel proiect, să primească finanțare, să rezolvăm această problemă împreună cu domnul ministru Ionuț Vulpescu. Doamne ajută! Vă mulțumim încă o dată. Am prilejul să-l invit la microfon pe domnul deputat Lucian Bode. Onorate fețe bisericești, domnule secretar de stat, domnule europarlamentar, domnule primar, dragi oaspeți, dragi șimleoani, ne aflăm astăzi aici pentru a-i aduce un omagiu unui dintre cei mai prestigioși oameni politici din istoria României, marele Iuliu Maniu. Simbol al rezistenței și al patriotismului, acesta a rămas în memoria noastră drept unul dintre cei mai devotați făuritori ai destinului României moderne. Fiecare pas pe care îl facem în parcursul către celebrarea centenarului Marii Uniri trebuie să ne amintească de respectarea valorilor pe care sălajul le-a oferit întregii națiuni de-a lungul timpului. Acest monument reprezintă expresia unui demers colectiv care și-a dorit ca imaginea unui om care și-a dedicat aproape toată viața poporului să dăinuie pentru eternitate. Salut cu mare admirație eforturile comunității a Bisericii Greco-Catolice cu privire la procesul de reabilitare al casei Iuliu Maniu. Iar în calitate de deputat de Sălaj, vă asigur că voi continua să întreprind toate acțiunile necesare pentru a putea duce mai departe această misiune pentru generațiile viitoare care trebuie să cunoască adevăratele valori ale țării noastre. Doamnelor și domnilor, așa cum Iuliu Maniu a fost călăuzit în permanență de convingerea că dreptul poporului român la libertate și unitate națională este mai presus de orice, în acest fel și noi trebuie să avem certitudinea că nimic nu este imposibil de realizat dacă există voință și determinare în atingerea unui țel. Felicit Primăria Orașului Șimleu, Comunitatea Șimleoană, pentru această realizare de excepție. Vă felicit pe dumneavoastră, pe toți cei care v-ați implicat, fiecare cu aportul lui la realizarea acestui frumos edificiu, care va dăini peste viacuri aici, în Șimleul Silvaniei. Dumnezeu să binecuvinteze România! Vă mulțumim! Am onoarea să-l invit pe domnul europarlamentar Daniel Buda să ne spună câteva cuvinte. Preapucerbiși părinți, domnule primar al orașului Șimleu Silvaniei, domnule deputat Lucian Bode, domnule ministru, domnule subprefect, dar mai ales onorate gazde, dați-mi voie să vă felicit pe toți cei prezenți astăzi aici pentru faptul că v-ați rupt din timpul dumneavoastră pentru a veni să-l cistim așa cum se cuvine pe cel care a fost mai mult decât un făuritor de neam și țară. Poate că puțină lume știe faptul că Iuliu Maniu în 1923 spunea că Europa are nevoie de mai mult decât o națiune puternică, are nevoie de state puternice și el practic a anticipat crearea Uniunii Europene. Este important pentru noi cei care și pentru cei care într-o formă sau alta sunt la cârma treburilor țării să-și cinstească istoria așa cum se cuvine. Nicolae Iorga spunea un lucru extrem de adevărat. Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. De aceea, mai ales astăzi în vremuri dificile pentru noi și în interior și în afară, este important să ne uităm în istorie, să vedem ce ne-a unit și ce a unit acest neam românesc și să privim înainte cu speranță. Să privim înainte și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu ca într-adevăr să o protească România, să o protească Europa, să o protească lumea. Numai bine și Doamne ajută! Dau cuvântul și-L invit să ne povestească pe scurt despre simbolistica acestui monument pe însuși cel care a creat acest monument. Domnul Nicu Mihoc.
Vreau să încep prin a mulțumi domnului primar, fiindcă mi-a acordat onoarea de a realiza această lucrare. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre lucrare, fiindcă elementele care, din care este compus au mai fost expuse și la demararea proiectului. În principiu am vrut să evidențiez calitățile lui Iuliu Maniu și ca om și ca făuritor de țară. Am construit partea de statuie bazată pe tradiție. Se regăsesc elementele tradiționale în cerca de pe spatele scaunului. Iar harta României Mari vine ca o completare, ca o imagine clară a faptelor lui Iuliu Maniu. Fiindcă astăzi e posibil să ne întâlnim pe stradă cu 5 din 10 oameni care nu știu ce a făcut Iuliu Maniu, nu numai în Șimleu probabil că nu, dar în țară sigur da, și din păcate este o realitate tristă. Ar fi bine să nu fie așa. Mulțumesc mult domnului secretar de stat pentru cuvintele frumoase. Eu aș fi mai modest, cred că se poate întotdeauna mai bine. Apreciez foarte mult Șimleu de prima dată de când am venit aici și am lucrat cu drag la această lucrare. Vreau să-i spun părintelui Bors că nu l-am uitat și o să fiu alături de dânsul până termină proiectul casei memoriale. Pentru moment o să-i îmânez un mic cadou din partea noastră, din partea firmei noastre, un tablou al lui Iuliu Maniu. Știu că i-am promis mai mult, dar o să vină probabil pe măsură ce lucrările avansează la casa memorială. Și vreau să închei prin a spune că Șimleu a devenit orașul meu de suflet și dacă mai putem participa la ulterioare proiecte ale primăriei, cu drag o vom face, mai ales că am lucrat cu un om deosebit, cu domnul Țulcaș. Mulțumesc mult tuturor și sper să placă tuturor lucrarea noastră. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată să reveniți la Șimleu Silvaniei. În continuare vor fi depuse jerpe de flori, flori și coroane la memorialul Iuliu Maniu, făuritor de țară. De asemenea, pe toți cei care au flori sau coroane să se apropie de memorial și să le depună în fața memorialului. La acest eveniment organizat de către Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Parohia Greco-Catolică Bădăcin și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu Silvaniei, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj,
Centrul de Cultură și Artă a județului Sălaj, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj și Radio Maria și-au anunțat participarea și un număr considerabil de apropiați veniți din Baia Mare, cărora le mulțumim. Îi invităm acum pe membrii corului Dealul Țarinii din Bădăcin să ne aducă aminte încă o dată de frumosul imn al lui Maniu. Mai bine, mai bine pe acasă, când văd cum se așează cu satul la masă. Și-și varsă durerea să vin două în noi, generații ca mine, ca tine, ca voi. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Dragii mei, prin menire ne da să-l spălăm, de minciuni și de vorbe în noi să-l schimbăm. Un mormânt să-i găsim, un mormânt și-a dorit, în pământul natal, în pământul iubit. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. De azi înainte, generații vin, pentru tine, Iuliu, Sfințe Bădășini, și ți-aduc ofrandă și respect sincer, țara românească, îngerii din cer. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Îi mulțumim pentru aceste versuri domnului Năluțu Pop din Bădăcin și pentru interpretare corului Dealul Țarinii, de asemenea din Bădăcin. Vă invităm alături de preotul Cristi Borz și ceilalți conferențiari la simpozionul dedicat marelui om politic și de stat Iuliu Maniu, care se va ține la centrul turistic din cetatea Batorii. Mulțumiri alese celor care s-au implicat în realizarea acestui eveniment, primăriei Șimleu Silvaniei, familiei Cristi Borz, elevilor de la Școala Silvania, cadrelor didactice, parohiilor ortodoxe și greco-catolică, partenerilor și tuturor participanților veniți unii din ei de departe. Vă mulțumim!